Isterie creată de o postare falsă distribuită pe o rețea de socializare de PSD Timiș. Pensionarii s-au îmbulzit la primărie crezând că vor primi tichete cadou din partea guvernului Grindeanu. Oamenii au plecat însă cu mâna goală pentru că totul fusese o păcăleală. O postare falsă a creat isterie în Timișoara. Un site de știri a publicat și mai apoi a distribuit pe o rețea de socializare o informație conform care la finalul lunii februarie pensionarii vor primi tichete cadou în valoare de 50 de lei de la guvernul Grindeanu. Postarea a devenit virală în scurt timp astfel că mai mulți oameni s-au prezentat la primărie pentru a-și ridica tichetul. Informația a fost distribuită și de PSD Timiș pe pagina proprie de socializare. După ce oamenii s-au îmbulzit la primăria lui Robu care a spus că nu are ce să le dea, PSD Timiș a dat un comunicat în care spune că rămâne la... la atitudinea fiecarei primării dacă vrea să acorde etichetele cadou sau nu. Vin pensionarii la primărie să întrebe cum își pot obține acele etichete cadou. PSD Timiș a făcut o mare greșeală diseminând această informație. Am înțeles că a și plătit pentru asta, că este o diseminare sponsorizată, pentru că dezinformează cetățenii. Dacă guvernul chiar dă aceste etichete, atunci trebuie să anunțe oficial, ca să le putem spune și noi oamenilor. Rămâne la latitudinea fiecarei primării dacă vrea să acorde etichetele cadou sau nu, a declarat primarul Timișoarei. Potrivit PSD Timiș, primăriile pot împărți etichete de masă. De exemplu, primăria Brașov desfășoară o campanie în cadrul care împart tichete cadou pensionarilor în valoare totală de 50 de lei, dar asta în baza unei hotărâri de Consiliu Locală adoptată încă din anul 2014.